Bursele școlare și ajutoarele de la stat nu reușesc să-i țină în bănci pe toți elevii care beneficiază de aceste alocații. Peste 250 de elevi din județ au rămas fără ajutoarele financiare pe care le acordă statul din cauza absențelor pe care le-au acumulat în primul semestru școlar. Este vorba despre bursa Bani de Liceu oferită familiilor nevoiașe și bursa acordată elevilor din învățământul profesional, o condiție pentru acordarea acestora fiind legată de prezența la școală. Dacă la începutul anului școlar, 2015-2016, mai precis în luna septembrie, aveam 3.162 de elevi beneficiari ai Programului Național Ban de Liceu, în luna februarie anului 2016 avem 2.905 elevi. Avem o diferență de 267 de elevi care au pierdut acest sprijin financiar. Pierderea s-a realizat mai ales din cauza absențelor nemotivate pe care aceștia le-au acumulat. Știm că acest sprijin financiar se asistează dacă elevul absentează nejustificat minim 20 de ore la diferite discipline de învățământ, dacă a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de 2-3 zile, dacă a obținut sub nota 7 la purtare și elevul nu mai, nu mai frecventează cursurile unității de învățământ sau a fost dezmatriculat. În metodologia Inspectoratului Școlar Județean Dolj este menționat faptul că sprijinul financiar se poate sista în următoarele situații. Absența nejustificată la minimum 20 de ore de curs, indiferent de disciplină. Eliminarea elevului de la ore pe o perioadă de 3 și 5 zile. Obținerea unei note la purtare sub 7, școlarul nu mai frecventează cursurile sau a fost exmatriculat.